În postul Paștelui, creștinii ortodoxi așteaptă cu nerăbdare zilele în care le este permis să schimbe meniul, pentru că de bună vestire pot consuma pește, oamenii au trecut pragul pescăriilor. Așa? V-ar place? Două chine 640, vă rog. 48 de lei și 50 de bani. Cumpărătorii au stat la rând minute în șir ca să achiziționeze pește, indiferent că a fost vorba de știucă, guvizi sau șalău. Se mănâncă pește și se mai mult și de asta la mai mare. Vin și nepoții și copii și asta. Cum sunt prețurile în această perioadă? Dacă comparăm cu salariile, sunt cam mari. Se mănâncă mâine pește, că e ziua de nevestire și peștele, plachie, grătar. Și eu ciorbită. Am o soacră care este pensionară și ține tot postul. Noi miercurea și vinerea mai atât. Aproape de ora prânzului, peștele a dispărut din vitrine. În pragul sărbătorii, creștinii ortodoxi au cumpărat cantități importante de pește. La fel ca și această vitrină, cea din dreapta mea a fost plină de marfă, însă numai câteva ore s-a golit. Ne pregătim de azi, nu? Ce pește ați cumpărat? Crap. Cum îl veți găti? Să vedem, la prăjit... Oricum, se mănâncă. Comercianții spun că vânzările semnificative aduc profit. Vânzările merg bine. Avem crab. Tot clienții vor crab, scrumbie, pește autohton, nu vor pește de import. Deși prețurile au fost piperate pe alocuri, oamenii nu au stat pe gânduri și au făcut proviziile necesare pentru a umple masa de bucată din pește de bună vestire.